dacă aș putea să fac absolut orice într-o singură zi, toate dorințele, te rog, nu mai lătra, ar fi să pot vizita New York, Paris, Londra, toate într-o zi și să și am concerte acolo și să fac și cumpărături. Cel mai important, de fapt, cea mai importantă în viață pentru mine este familia. Cel mai dor câteodată mi-este de copilărie. Câteodată. Cea mai frumoasă amintire din liceu, iarna din clasa 10-a, când am ieșit împreună cu toți colegii la 7:30 seara, nu mai lătra, și ne-am bătut cu zăpadă. A fost superb. Cea mai mare prostie făcută în copilărie, mi-am spart capul exact de ziua mamei mele de naștere. Ce cadou frumos, nu? Mi-ar plăcea să fac un duet cu Pink. Nu cred că există un cadou perfect. Albumul se va lansa anul viitor. Încă n-am stabilit data, dar cu siguranță va fi în prima jumătate a anului. N-am avut niciodată un prieten imaginar și mereu m-am întrebat oare cum este să vezi pe cineva care nu există. Prima dragoste a fost în liceu și a durat pe tot parcursul liceului. A fost o iubire și o relație inocentă și mă bucur foarte tare că am avut parte de o astfel de experiență. Îmi place foarte mult stilul vestimentar bohemian chic, dar în același timp mă îmbrac după cum simt, după ce stare am, nu prea țin cont de trenduri, decât dacă, nu știu, evident, nu îmi place să combin roz cu verde, că nu mi se pare o combinație bună. Dar așa, a, uite, n-aș purta niciodată șosete la sandale. Never. Deși se poartă.